Bun găsit! Eu sunt Larisa Mihailuc și vă invit la un alt fel de calendar al zilei de 11 aprilie. Astăzi ne propunem să descoperim mai multe detalii despre două evenimente care au marcat această zi. Primul eveniment despre care vorbim a luat ființă printr-o frumoasă colaborare care a rezultat cu o premieră. Astfel că la 11 aprilie a anului 1932 a fost prezentat în România filmul Visul lui Tănase, o coproducție româno-germană și cofinanțată de Constantin Tănase din fonduri proprii. Filmul, la scenariul căruia au participat Nicolae Chirițescu, Constantin Tănase și Kölner, s-a realizat în studioul Tobis din Berlin. În rolul principal s-a filmat nimeni altcineva decât Constantin Tănase, unul dintre primii actori români de cinema. Subiectul filmului constă în peripețiile sale la Berlin. În România, filmul a fost prezentat în cadrul unui lung turneu în care Tănase apărea pe scenă. Cel de-al doilea eveniment foarte interesant din lumea tehnologiilor ține de renumita companie Apple. La 11 aprilie 1976 a fost creat primul computer personal Apple One, care costa la vremea comercializării $666.66. În Germania, un astfel de exemplar încă funcțional din lotul de 200 a fost cumpărat de un anonim pentru numai puțin de $671.400, scrie The New York Times, iar BBC informează că calculatorul Apple One s-a vândut în urmă cu câțiva ani la o licitație pentru $815.000. Acesta a fost proiectat și construit manual de Steve Wozniak. Apple One a fost primul produs Apple și pentru a finanța crearea acestuia, Jobs și-a vândut singurul mijloc de transport motorizat pentru câteva sute de dolari. Wozniak a spus mai târziu că Jobs intenționa să folosească bicicleta pentru a se deplasa. În același timp, Wozniak și-a vândut calculatorul său pentru $500. Acesta a demonstrat primul prototip în iulie 1976 la Homebrew Computer Club în Palo Alto, California. Au fost produse aproximativ 200 de unități și toate în afară de 25 au fost vândute în 9-10 luni. Eu sunt Larisa Mihailuc și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine la un alt fel de calendar al zilei. Eu vă doresc toate cele bune și o zi cât mai reușită!